Secretul lui Moș Crăciun. Dintotdeauna, Alexandru, vecinul meu, a visat să ajungă detectiv. Așa cum știa el și cum a văzut prin filme, cu pălărie cu boruri largi, ușor trasă peste față, ochelari de soare negri, pardesiu lung și la fel de negru, obligatoriu cu gulerul ridicat. Și să nu mai vorbim despre geanta diplomat, binoclu și aparat de fotografiat. Pe toate și le dorea Alexandru, dar știa că încă este prea mic să-și împlinească acest vis. Abia ce împlinise 5 ani în urmă cu o săptămână. Ei, și ce dacă am doar 5 ani? Cine a zis că nu pot fi detectiv la 5 ani? A uitat că meseria aceasta totul e să ai un mister de dezlegat. Și misterul lui Alexandru se află cât se poate de aproape de el, la distanță de nici 2 zile. Ce se va întâmpla peste 2 zile? O să vă întrebați voi. Ceva frumos, am să vă răspund eu, va fi Crăciunul. Așa că Alexandru va încerca să descopere misterul lui Moș Crăciun. Știți, mie mama îmi spune mereu că Moș Crăciun este un moș venit de departe, dintr-o țară numită Laponia, că are acolo o casă plină de spiriduși care, cât e anul de lung, nu fac altceva decât să confecționeze daruri pentru copii din toată lumea. Păpuși și ursuleți din pluș, jocuri mecanice, mașinuțe și câte și mai câte. Ba mai mult, moșul știe că noi, copiii, ne pricepem acum și la calculatoare și la jocurile video, așa că bietul de el încearcă să țină pasul cu noi. Când jucăriile sunt gata pregătite, e deja Crăciunul. Moșul le încarcă pe toate în sania lui trasă de reni și când ajunge la casa fiecărui copil, coboară pe horn și îi lasă darurile în cizmulițe sau sub brad. Pe toate mi le-a povestit Alexandru cu sufletul la gură. Dragul meu, Alexandru, am încercat eu să-mi încurc vecinul. Văd că știi totul despre Moș Crăciun. Nu văd atunci unde e misterul. Ce mister vrei tu să dezlegi? Ei, vezi, lucrurile nu sunt chiar așa de simple pe cum par, se întrista brusc Alexandru. Sunt chiar foarte complicate. De exemplu, cum se face ca în ziua de Crăciun toate grădinițele din cartierul meu sunt pline de moși? În fiecare se află câte unul. Și cum se face că toți moșii seamănă atât de bine între ei? Ca să nu mai vorbim de faptul că adesea moșul uită că mi-a adus darul la grădiniță și vine și acasă la mine, deși stau la bloc și nu are horn pe unde să coboare. Și cum de până acum n-am întâlnit pe stradă niciun moș care să-și fi murdărit barba albă și mustățile cu funingine. Eu unul nu mai înțeleg nimic. Tare mie teamă că Moș Crăciun nu există decât în povești și în mintea celor mari. Sau există cu adevărat? Acesta e misterul pe care am de gând să-l dezleg. Zis și făcut, în cea mai mare grabă, pentru că nu avea prea mult timp la dispoziție, Alexandru și-a ales 2 colaboratoare, pe Andra și Sara, cele mai bune prietene ale lui, și toți 3 într-o seară au pus la punct planul la bătaie. Momentul acțiunii, noaptea de Crăciun, locul acțiunii, dormitorul lui Alexandru, obiectivul, dezlegarea misterului moșului cu barba albă. La un singur capitol au cam avut probleme. De unde să facă ei rost de pălării, ochelarii negri și pardesii lungi? Unde mai pui și că acțiunea urma să se desfășoare la ore târzii, când ei ar trebui să fie în mod normal în pat, în ținuta obligatorie, pijama? Până la urmă, s-au mulțumit să-și îmbrace pijamăluțele. Mai mult, la insistențele mamei lui Alexandru, au acceptat și să se bage sub plapumă și să aștepte acolo, cu lumina stinsă, sosirea lui Moș Crăciun. În liniște, copiii s-au pus la pântă. Dacă vor reuși să-și țină ochii deschiși și atenția încordată la maximum, va fi imposibil să rateze marea întâlnire.
și orele treceau încet, foarte încet. Se tărau parcă unul câte unul. Copiii însă rezistau eroic, sau mai bine zis, au rezistat până la sosirea moșului. Alexandru a fost singurul care a rămas de veche. Doar vroia să se facă detectiv, nu? Asta însemna să stea ore în șir la pândă, să fie atent la cea mai mică mișcare și să știe să ignore furnicile care încercau să închidă ochii. Ce mai, munca de detectiv e tare grea! Așa gândea Alexandru în clipa în care, lângă patul lui, a răsărit ca din senin un moș cu barbă și mustățile ninse de ani mulți, îmbrăcat în roșu cu cizme negre și cu un sac de jucării. E Moș Crăciun, a apucat Alexandru să șoptească și exact în clipa în care somnul l-a luat în brațe, a simțit un sărut cald pe frunte. Dimineața când s-a trezit Alexandru, le-a găsit pe Andruța cu Sara în jurul brăduțului împodobit, gata să-și deschidă darurile. El însă nu avea nici timp, nici chef să vadă ce i-a adus moșul. Ce-i cu tine, Alexandru? Îl întreabă Andruța. Nu te bucuri de darurile moșului sau ești trist că ai adormit azi noapte și n-ai mai dat ochii cu el? Nu, nici vorbă de așa ceva. Dimpotrivă, azi noapte am stat treaz până târziu și l-am văzut pe Moș Crăciun în carne și oase. Țin minte că atunci când a intrat în cameră, m-a sărutat pe frunte. Auzindu-l, fetele începură să-și dea coate și să râdă pe înfundate. Aha, deci l-ai văzut? Și cum arăta? Întreba fetele. Era așa cum îl știm noi, bătrân și cu barba albă? Da, da, se înfierbânta Alexandru. Era exact așa. Dovedește-ne! Nu se lăsară bătute fetele. Doar te crezi detectiv, nu-i așa? Dacă moșul a fost aici, în cameră, trebuie să fi lăsat o urmă, ceva? Alexandru se afla în mare încurcătură. Cum să dovedească el existența moșului? Cât de rău îi părea că a dormit și n-a apucat să-și trezească prietenele, să stea împreună de vorbă cu Moș Crăciun. Descurajat, începu să caute prin cameră ceva, orice, care să demonstreze că moșul a fost acolo. O urmă de cizmă pe covor, o jucărie mișcată de la locul ei, un glob spart, nimic, toate erau la locul lor și nicio urmă. Ei, vezi, acum te-ai convins? Știam doar cu toții că nu e decât o poveste pe care cei mari au inventat-o pentru noi, copiii. Alexandru simți cum în ochi încep să îi se adune lacrimi. Cine știe, poate totul n-a fost decât un vis, un vis frumos. Trist și abătut, se gândi că ar fi timpul să se pregătească pentru ieșirea la sanie. Începu să-și descheie nasturii de la pijama, încet, unul câte unul. Și tocmai când ajunsese la nasturele de la guler, Alexandru scoase un ghiot de bucurie. Ura! Uimite, fetele s-au apropiat să vadă ce se întâmplă. Alexandru chiuia de bucurie. În mâna stângă ținea, abia desprinse de la nasturele gulerului de la pijama, trei fire albe din barba lui Moș Crăciun. Pe semne le uitase acolo când îl sărutase pe frunte. Fetele au făcut ochii mari și au rămas mute de uimire. Numai Alexandru dansa, săria și striga cât îl țineau puterile. Am dezlegat misterul! Moș Crăciun există cu adevărat! De atunci, în fiecare an, în noaptea cea sfântă, Alexandru încearcă să nu adoarmă. Nu vrea cu niciun preț să piardă întâlnirea cu moșul și dacă se întâmplă totuși să dea mâna cu Moș Crăciun înainte de vreme, atunci nu uită să-și verifice dimineața nasturii de la pijamale. E imposibil să nu găsească înfășurate acolo măcar trei fire din barba albă a moșului, pentru că de acum e clar, Moș Crăciun există cu adevărat. Misterul a fost dezlegat.
Într-un final, își deschide și Alexandru, la fel ca prietenele lui, Andra și Sara, cadoul. Și ce să vezi, cu toții au primit cadourile dorite de la moșul, pentru că sigur au fost cuminți tot anul. Aici închei, dragii mei, eu am fost Ramona, povestitoarea mama Andrei. Vă îmbrățișez și vă pup, dragii mei!